Mircea Băsescu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Sentința Curții de Apel Constanța este definitivă. La scurt timp după aflarea sentinței, Mircea Băsescu s-a predat la poliție. E o decizie neîntemeiată? Eu cred. Judecătorii l-au condamnat pe Mircea Băsescu la 4 ani cu executare pentru trafic de influență în dosarul în care a fost acuzat că ar fi primit 250.000 de euro șpagă de la familia lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial. În schimbul banilor, Mircea Băsescu ar fi trebuit să intervină pe lângă magistrați pentru a obține soluții favorabile în instanță, într-un dosar în care Mondialul era cercetat pentru tentativă de omor. Magistrații au menținut sentința din prima instanță. Mircea Băsescu a fost condamnat în luna ianuarie acestui an, tot la 4 ani cu executare, însă decizia nu a fost definitivă. Traian Băsescu a reacționat pe pagina sa de socializare la vestea condamnării fratelui său. El a scris că nu comentează hotărârea instanței. În privința condamnării fratelui meu nu am de făcut niciun comentariu, fiind o hotărâre definitivă a instanței, indiferent ce cred eu. Este o hotărâre definitivă prin care a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dar măcar Curtea de Apel Constanța nu a mai reținut obligații de plată, din câte înțeleg. Mircea Băsescu consideră nedreaptă pedeapsa, deși se aștepta la această sentință. Însoțit de avocatul său, acesta s-a predat la poliție, de unde urmează să fie transferat la penitenciarul Poarta Albă, unde își va executa pedeapsa. Mergem la poliție să punem în executare hotărârea judecătorească, da? Acum vă prezentați, da, la IPJ Constanța pentru a fi pus în executare hotărârea. Pentru că a petrecut o perioadă lungă de timp în arest preventiv și arest la domiciliu, din 4 ani de pedeapsă, fratele lui Traian Băsescu mai are de executat 1 an și 2 luni. Mircea Băsescu ar putea sta după gratii doar câteva luni. Pentru că are peste 60 de ani, pedeapsa se poate reduce la o treime. Mircea Căpățână, cel care ar fi intermediat șpag, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influență.